Un tânăr în vârstă de 26 de ani a pierdut controlul bicicletei și s-a accidentat. Când au ajuns jandarmii, biciclistul prezenta o fractură de claviculă. Bărbatului s-a acordat primul ajutor la fața locului jandarmii montani, solicitând prezența unui echipaj de ambulanță. Persoana în cauză a fost condusă până în zona Belvedere, de unde a fost preluată de un echipaj smurd. De asemenea, turiștii aflați în dificultate pot apela cu încredere la numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijinul imediat al jandarmii. Darmilor Montani